După miezul nopții, manifestanții au ajuns în Piața Constituției, unde au protestat în fața clădirii Parlamentului. Da, sunt la protest. Pentru că chiar mi se pare incredibil ca, adică, să conteze mai mult banii decât propria noastră valoare, a naturii mai exact, da? Pentru că asta contează cel mai mult, ce le lăsăm urmașilor noștri, da? Nu vrem să le lăsăm o țară plină de ceanură. Protestele împotriva proiectului Roșia Montană au ajuns la a cincea zi în capitală și de această dată sute de oameni s-au adunat în Piața Universității pentru a milita împotriva exploatării miniere de la Roșia Montană. De ce ai ieșit în stradă? Am ieșit pentru că vreau să trăiesc într-o țară curată, în care să mă duc la munte, liniștită, fără să îmi fie teamă că urmașii urmașilor noștri o să moară subit, din motive necunoscute. Dar noi știm deja motivele, așa că mă lupt să renunțe la legea asta care aprobă exploatarea de la Roșia Montană. Voi continua să protestez pedalând în următoarele foarte multe ore. Voi fi alături de toți cei din toată țara în felul meu. Fiecare cred că ar trebui să protesteze în felul lui, în felul în care simte. Câți kilometri vei parcurge? În jur de aproape 1000. După câteva ore de protest în Piața Universității, manifestanții s-au îndreptat apoi spre Bulevardul Regina Elisabeta, unde au blocat circulația. Seara nu a fost lipsită de incidente, au fost persoane care au încercat să treacă de cordonul de jandarmi, împingându-se în ei. Mitingurile vor continua și zilele următoare. Protestatarii doresc retragerea proiectului de lege ce reglementează exploatarea minereurilor din perimetrul Roșia Montană, interzicerea exploatărilor cu ceanuri în România și introducerea zonei Roșia Montană în patrimoniul UNESCO.